Inspectorii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din Maramureș au demarat controlul la fața locului pentru cererile extrase în eșantionul de control aferent campaniei 2021. Eșantionul de control extras din baza de date APIA, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și ecocondiționalitate din cererea unică de plată, conține un număr total de peste 6.000 de fermieri, pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiționalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic. În județul nostru avem prinse în șantion de control peste 4.500 de fermieri, din care 678 de fermieri pentru controlul clasic pe teren și peste 3.800 la controlul prin teledetecție. Pe lângă acest eșantion, mai înainte, a fost extras eșantionul pentru măsura 10 agromediu și climă. Noi am avut acolo 98 de fermieri care deja au fost verificați la fața locului. Eșantionul de control aferent campaniei 2021 este mai mare față de campania 2020. Anul trecut am avut în jur de 2878, dacă bine rețin. Anul ăsta avem 1044 mai mult. Pentru județul nostru, creșterea față de anul trecut se reflectă prin faptul că agricultorii din județul nostru, fermierii mici și mari care sunt, au aplicat mai multe măsuri și mai multe scheme de plată față de județele de câmpie. Noi avem măsurile de agromediu, noi avem măsurile de agricultură ecologică, zonele cu handicap natural, mai ales zona montană defavorizată. Florin Urs spune că, având în vedere că numărul fermierilor este mare și sarcinile de control sunt mai multe, acest lucru presupune un volum mai mare de muncă și este posibil să se lucreze și în zilele de sărbătoare legală. În conformitate cu legislația în vigoare, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură are obligația ca până la data de 15 octombrie 2021 să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, iar controlul aferent al unor obligații și cerințe specifice se va efectua după caz în iarna sau primăvara anului următor.